Dragi prieteni, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim din nou împreună într-un nou dialog pe care în această zi îl avem cu unul dintre colegii, profesor de la Institutul Teologic Pentecostal din București, Emanuel Conțac. Binevenit la RCF în forma aceasta. Eu am încercat să te conving să vii într-o vizită, să treci pe la noi, cum zicea Apostolul Pavel, și cu trupul, dar uite că putem să ne întâlnim în forma aceasta virtuală. Bine ai venit și ne bucurăm tare mult că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc de invitație. Mă bucur că pot să ajung în felul acesta, măcar dacă nu și fizic. De altfel, avem precedent în Scriptură. Mesajul Apostolului Pavel ajunge la Roma mai întâi sub formă de scrisoare și apoi ajunge și mesajul rostit de el. Da. Acum, dacă toți ai fi dorit să ajungi în... până la Niagara, puteam să mă deplasez eu astăzi să facem înregistrare de undeva, de deasupra de cascadă. De acord, cu condiția să ne mai și auzim. Da. Oricum, eu ți-am întins invitația, pentru că știind că anul acesta vei veni pentru câteva luni, cred că două luni, în Cleveland, în Tennessee, ți-am avansat invitația să vii să ne vizitezi, așa că invitația rămâne deschisă. Dacă Domnul îți pune pe inimă sau deschide ușa, ești binevenit să ne întâlnim și față în față. În această zi, pentru că specialitatea ta principală este teologia biblică și o să ne spui câteva lucruri despre domeniul mai restrâns decât teologia biblică, aș vrea să începem prin a ne spune câteva lucruri așa mai importante despre tine, despre slujirea ta, despre persoana ta, pentru că tu ești foarte cunoscut în România și în mediile academice, în mediile bisericești, dar mai puțin cunoscut poate în Canada, așa că primii destinatari ai acestor înregistrări sunt frații din Canada. Spune câteva lucruri despre tine, Manu. Predau de 15 ani, cred, la Institutul Teologic Pentecostal. Sunt specialist pe limba greacă. Acum, limba greacă nu e cel mai popular obiect de studiu, prin urmare, aici ar fi multe de spus în legătură cu acest domeniu și cred că o să intrăm la un moment dat chiar să facem referire la câteva versete în grecește. Eu le spun de obicei studenților să nu folosească limba greacă la învon, deci dacă sunt predicatori care au trecut pe la ITP și care folosesc uneori limba greacă, e împotriva sfaturilor pe care le dau, pentru că le sugerez să fie cât mai explicit și să se folosească de limba greacă, doar ca să înțeleagă bine textul și să-l explice. Deci asta ar fi domeniul meu, limba greacă. De asemenea, mă ocup de predarea unui curs de hermeneutică și a unui curs pe 1 Corinteni. M-am ocupat, cred că de vreo 20 de ani, de cercetarea tradiției biblice românești. Prin tradiția biblică românească înțeleg totalitatea versiunilor Bibliei în limba română și m-am specializat la doctorat în această temă. Deci cartea mea se cheamă, cartea de doctorat, teza, care a fost publicată sub formă de carte, se numește Dilemele Fidelității. Pentru că asta este, de fapt, dilema oricărui traducător, să fie fidel, să nu trădeze textul, dar încercând să fie foarte literal, s-ar putea, de fapt, să nu mai fie explicită traducerea. Prin urmare, orice versiune și orice traducător, de fapt, se confruntă cu această presiune. Presiunea între original și și ascultătorii sau cititorii versiunii, care nu au cunoștințele de specialitate ca să înțeleagă textul ebraic sau textul grec. Cu atât mai în mult. Afară de asta, aș mai putea spune că mai sunt prezent pe două bloguri. Unul dintre ele, Vai și Amar, a fost cenzurat de Facebook și a trebuit să mă mut pe un blog nou, care se cheamă chiar așa, Cenzurat de Facebook. E un fel de a ne reaminti că domeniul ăsta virtual, chiar dacă e un domeniu al libertății, al liberei exprimări, suferă uneori și în felul acesta te mai trezești cu niște postări raportate, măcar că ele sunt, să zicem, în legătură cu Biblia, cu traduceri din Sfânta Scriptură.
Și sunt prezent și pe Facebook uneori, dar simt nevoia să mai iau și câte o pauză pentru că ajung să mă ambalez prea mult cu anumite dezbateri și consum un timp pe care aș vrea să-l folosesc mai degrabă pentru revizuirea versiunii Cornilescu împreună cu echipa cu care lucrez. Și mai nou m-am apucat de grădinărit și de gătit acasă, de copt pâine și de alte lucruri mai mundane, mai așa, din universul acesta domestic. Deci există și o față umană în cazul în care cineva se întreba dacă exegeții au și suflet sau dacă au așa sentimente și... Și descoperă că au și trup. Da, au și... Da. Întotdeauna am apreciat munca ta și apropo, dacă vrea să ne spui câteva lucruri despre acest proiect al traducerii sau a revizuirii ediției Cornilescu, un proiect la care lucrez într-un mod foarte serios și intens de câțiva ani. Da, ar trebui să încep prin a spune că revizuirea este rodul acestei, sau o consecință directă a acestei cărți, Cornilescu din culisele publicării cele mai citite traduceri a Sfintei Scripturi. Volumul ăsta e rezultatul unei munci de câțiva ani și cuprinde toate scrisorile și documentele referitoare la Cornilescu și versiunea lui, documente din Arhiva Societății Biblice Britanice. Documentele acestea sunt cam din 1919, primele scrisori care ajung acolo și ele spun o poveste interesantă în legătură cu felul în care a ajuns până la noi Biblia Cornilescu. Mai spun și despre faptul că din anii 30 se vorbea de o revizuire a versiunii Cornilescu, cea pe care o știm noi, clasică. Și în momentul în care am publicat aceste documente, fără să fi intenționat să produc acest efect, s-a ajuns la societatea biblică, s-a luat această decizie, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să continuăm proiectul care fusese doar discutat în anii 30, dar care n-a mai fost pus în aplicare. Nu intru în detalii de ce nu s-a mai produs revizuirea aceea. Cornilescu s-a îmbolnăvit prin anii 30, a avut o perioadă foarte dificilă, apoi odată cu venirea comunismului era și greu să mai demarez o asemenea inițiativă. Cert este că peste acea idee s-a așternut uitarea, dar ea a revenit la lumină odată cu publicarea acestui volum, care a fost lansat la 90 aniversarea Bibliei Cornilescu revizuite. Deci în acum câțiva ani, odată cu apariția acestui volum, Societatea Biblică Britanică, deținătoarea copyright-ului pentru versiunea Cornilescu, mi-a adresat această întrebare. Ar fi oare posibil să începem o revizuire, așa cum s-ar fi dorit încă din anii 30? Și prima reacție a fost, nu cred, nu, e un proiect prea mare, nu are rost să visăm așa ceva. Deși eram evident conștient că ar trebui făcută această revizuire, cert este că într-un final mi s-a pus în brațe proiectul, în sensul că am fost invitat să adun un comitet de traducători, suntem 9 la număr, și un comitet pastoral, sunt 4 pastori în comitetul acestei versiuni, din confesiunile principale, adică din Biserica Baptistă, Pentecostală, Adventistă și Creștină după Evanghelie. Ne întâlnim, discutăm, ne rugăm, cerem călăuzire de la Domnul și trecem prin textul versiunii Cornilescu de multe ori ca să ne dăm seama dacă ar trebui schimbat ceva. Scopul nostru fiind să păstrăm cât de mult se poate din versiunea Cornilescu și să actualizăm acolo unde este nevoie, acolo unde se impune și acolo unde, de fapt, am primit semnale că ar trebui introdusă o modificare. Dar nu vrem să fie o versiune foarte, foarte modernă, nu vrem să fie nicio versiune prea conservatoare care să nu fie înțeleasă de către cititori, iar acolo unde simțim nevoia, dăm evident note explicative. De altfel, am chiar pe birou acest, așa arată ediția cartonată, care este cu textul pe o singură coloană și cu adnotări destul de numeroase acolo unde nevoia o cere. Să înțeleg că atunci când faceți revizuirea, deci scopul vostru nu a fost să faceți o nouă traducere, ci o revizuire a ediției clasice Cornilescu, dar să înțeleg că mergeți în paralel și cu textul grecesc, nu putem vorbi de text original.
Da, mergem evident după o ediție critică, adică după ediția Nestle Alan, este celălalt instrument de referință, l-am și pe acesta alături, pe birou. Acest text este cel pe care noi îl urmăm cu strictețe, pentru că redă cel mai bine consensul specialiștilor din perioada actuală. Este o ediție critică lucrată în Germania, la Institutul de Cercetări de critică de text. Prin urmare, ăsta ar fi, să zicem, cel mai bun instrument pe care Cornelescu nu l-a avut la îndemână. Noi îl avem la îndemână și putem să-l folosim. Da. Acum, sigur că da, ai vorbit și, de fapt, teza ta, cartea rezultată din teza ta de doctorat, Dilemele Fidelității, într-un fel, la un moment dat, ar putea să fie interpretat ca fiind o expresie statică. Traducem ceva, este fidelă textului acceptat, original, să-l numim așa. Totuși, limba este dinamică. De la o generație la alta se schimbă, se îmbogățește, se pierd cuvinte, se recuperează cuvinte, schimbă chiar sensurile anumite cuvinte. Deci, cu alte cuvinte, traducerea Bibliei trebuie să fie un proces care să urmeze dinamica lingvistică. Și... Da, aici e într-adevăr nevoie și aș face aici o precizare. Am întâlnit situații în care inclusiv intelectuali, oameni cu pregătire, nu erau în stare să înțeleagă faptul că, să zicem, o poruncă care este relativ cunoscută, în versiunea clasică, să nu prea curvești, înseamnă de fapt să nu comiți adulter. Era înțeleasă ca și când porunca spune să nu prea curvești. Ori asta, dacă din partea unei persoane cu pregătire, cu educație universitară, apar asemenea confuzii, încât nu e înțeles respectivul termen, înseamnă că acolo trebuie făcută o actualizare. Sau să luăm un alt exemplu, verbul a tăbărâ astăzi nu mai are același sens pe care îl avea în versiunea la 1920, când însemna să-ți așezi tabără. Astăzi, a tăbărâ îl folosim mai degrabă cu sensul de a da buzna peste cineva, se năpusti asupra cuiva într-un mod violent. Prin urmare, acolo ar trebui o schimbare. Și exemple sunt foarte numeroase, dar noi căutăm să păstrăm un echilibru între această dimensiune mai veche cu care suntem obișnuiți a textului și ceea ce este modern. Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta, sfințească-se numele tău, formulările acestea nu mai sunt în limba curentă, dar nu cred că vor dispărea niciodată. Nimeni nu mai spune astăzi, nu mai vorbește în mod curent în felul acesta. Dar avem expresii fixe în limbă, cum este a pune bețe în roate sau a merge ca pe roate. Astăzi nu vorbim de roatele mașinii, ci întotdeauna de roți, dar într-o expresie care s-a impus în felul acesta, nu vă mai schimba, nu vă spune niciodată a pune bețe în roți sau a merge ca pe roți. Pentru că este luată ca o expresie, își păstrează sensul și acestea nu se pot schimba. Eu prevăd o nevoie mult mai mare pe linia traducerilor în viitor, cu atât mai mult cu cât viteza de schimbare a comunicării în generațiile care vin aduce după sine chiar o adaptare a limbajului. Cred că în viitor se va restrânge bagajul cuvintelor, se vor folosi mai puține cuvinte, vor fi și alte pârghii prin care se vor transmite informațiile, ideile, conceptele și cred că va fi o muncă serioasă pentru traducătorii din generațiile viitoare care să adapteze adevărul biblic și să-l păstreze fidel în noile versiuni. Dar revenind, am făcut puțin research și am văzut că a fost o explozie de traduceri, în mod special în limba română, imediat după 90, după căderea comunismului. A fost o efervescență. În sfârșit putem să devenim bibliști, putem să adaptăm Biblia la noile cerințe. Ai putea să ne spui câteva dintre edițiile mai importante care au apărut după 90 și pe care le-ai recomanda ascultătorilor noștri să le aibă pe masă atunci când încearcă să
studieze comparativ anumite aspecte de finețe, să zic așa, din Scriptură? Da, începutul revizuirii versiunii Cornilescu literale, din cea din 1931, s-a făcut chiar înainte de comunist. Tu ai pomenit perioada postcomunistă, dar dacă ți-aduci bine aminte și ascultătorii care au o anumită vârstă și aduc aminte probabil de Biblia cu triunghi, care circula, cred, chiar de prin 88-89, respectiva versiune era un proiect mai literal, s-a realizat de către o echipă anonimă din sfera creștinilor după Evanghelie. Proiectul respectiv urmărea să împlinească un deziderat, introducerea unei versiuni care să fie mai adecvată pentru studiu, pentru că versiunea Cornilescu nu este foarte literală. Deci avem câteva versiuni care urmează această filozofie și Biblia aceea cu triunghi, care între timp a mai fost revizuită și a ajuns, cred că prin 2017, la o ultimă ediție. Ar fi o versiune care îi dă cititorului acces la structura textului original, de o manieră care nu este ușor de văzut, să zicem, în Cornilescu. Deci acela e un tip de a traduce Biblia după o anumită filozofie. Tot în mediul evanghelic s-a realizat noua traducere românească, probabil cea mai populară după versiunea Cornilescu. Versiunea NTR a trecut prin mai multe etape. Ea a fost lansată în 2007 ca o versiune de echivalență dinamică. Echivalența dinamică înseamnă redarea mai degrabă a înțelesului unui text decât a cuvintelor după sintaxa, după ordinea din original. Prin urmare, NTR-ul se adresa mai degrabă cititorilor tineri sau cititorilor care nu sunt familiarizați cu limbajul biblic, cu limbajul clasic. Și versiunea aceasta a trecut printr-o revizuire care, în urma care a devenit mai literală și cred că mulți dintre cititorii inițiali s-au cam supărat, pentru că și-au văzut unele formulări preferate și le-au văzut schimbate. Și din punct de vedere traductologic, nu e o idee foarte bună să începi cu o filozofie și să te muți pe parcurs, să-ți schimbi filozofia pe parcurs, pentru că riști să-i alienezi pe cei care sunt parte din publicul țintă. Dar în cazul NTR s-a întâmplat și cred că va mai avea loc o revizuire. Presupun că va fi gata anul viitor, dar asta ar trebui să o spună efectiv cei care se ocupă de acest proiect și care va mai atenua o parte din formulările care n-au fost agreate de publicul cititor. Dar pe ansamblu, NTR e o versiune care dă cititorului acces la textul, la mesajul biblic într-un limbaj mai modern. Prin urmare, dispar cuvinte precum a osândi, să zicem, din Cornilescu, dispar alți termeni mai învechiți și sunt introduși alți termeni mai moderni. Eu personal o recomand pentru că este însoțită de note bogate care pot să-l lămurească pe cititor, dar nu o folosesc atât de mult în studiu personal, în lectura devoțională, pentru că stilistica nu mă satisface, este prea modernă și prefer un text mai vechi, cu o patină, da, un text care să fie mai clasicizant, nu arhaic, nu atât de arhaic precum, să zicem, Biblia de la București, de la 1688, nu, pentru că aceea nu se mai poate citi, mai ales la Noul Testament, epistole, nu se poate citi ușor, decât dacă știi textul grec deja și atunci poți urmări ce au făcut traducătorii. Dar o asemenea versiune NTR, cum spun, e utilă celor care se întâlnesc prima dată cu Scriptura și care au nevoie de un limbaj mai modern. Există și alte versiuni. Societatea Biblică Interconfesională a făcut un nou testament care este tot după principiile acestei echivalențe, să zicem, dinamice, echivalențe într-un limbaj modern, nou, cu destul de multe neologisme. Există și alte versiuni în alte spații confesionale. Biserica Romano-Catolică a produs o versiune care este foarte, foarte modernă. Cred că este cea mai plină de versiunea cu cele mai multe neologisme și poate fi utilă pentru că îți dă niște îți dă o lumină asupra textului, dar nu e o versiune de anvon. O versiune de anvon ar trebui să fie o versiune conservatoare care să păstreze cursivitatea
textului lui Cornilescu. Cornilescu a realizat un text foarte bun din perspectiva aceasta a sonorității lui. Are o anumită poeticitate care lipsește în versiunile moderne. Și aici este marea noastră luptă, încercarea de a găsi acel registru care să păstreze stilistica lui Cornilescu și în același timp să introducă formulări mai firești pentru omul care vine acum după 100 de ani de la realizarea versiunii Cornilescu. Da, am auzit chiar expresii de genul, dacă nu citesc din versiunea clasică Cornilescu, am impresia că nu citesc Biblia. Așa, atât de mult s-au obișnuit oamenii cu această versiune. E firesc să fie așa. Eu aș reaminti aici faptul că inclusiv versiunea lui Cornilescu n-a fost agreată de la început. Au fost biserici care, la 1920, mai ales biserici baptiste și adventiste, au avut mari rezerve față de ea, pentru că exista o versiune mai veche, versiunea de la Iași, Biblia de la Iași, care a fost realizată în 1871 și apoi ușor revizuită în 1873. Exista și un nou testament al lui Nițulescu, profesor de teologie ortodoxă, care la un moment dat a fost combinată cu vechiul testament de la Iași, în fine, o istorie complicată. Cert este că vreme de vreo 50 de ani, comunitățile evanghelice din România sau din țările române, pentru că nu era încă Transilvania atașată regatului, au folosit Biblia de la Iași, publicată uneori la Budapesta, uneori publicată și la Iași, și pentru ei textul Bibliei suna altfel. Deci nu e de mirare că unii oameni, unii credincioși, la momentul apariției versiunii Cornilescu, au spus, păi, nu ne place asta, că nu e altceva decât ce știm noi din versiunea preexistentă. Deci, într-un fel, fiecare generație are o anumită preferință care este marcată și de uzul. Dacă te-ai născut cu o anumită versiune, sunt șanse mari să nu mai accepți o altă traducere, pentru că ești prea ambibat de stilistica și de vocabularul versiunii anterioare. Cât de mult va fi receptată noua revizuire a versiunii Cornilescu, aici depinde și de cât de mult se va înnoi sau cât de similară va fi cu versiunea mamă, să-i spunem așa. Deci noi încercăm să facem o lucrare cât de bună posibil, dar suntem în cele din urmă la judecata cititorilor, care în funcție de preferințele lor s-ar putea să adopte noua versiune sau să rămână cu cea veche. Părerea mea că veți putea să faceți o evaluare a succesului EDCR-ului în momentul în care veți ieși cu Biblia întreagă. Sigur, EDCR-ul, Noul Testament pe care l-ai arătat adineori, are deja succes în mod special pornind de la institut înspre biserici și eu am fost întrebat de mai mulți dacă n-aș putea să procur de undeva un exemplar destul de greu să le care așa în bagajele așa supraîncărcate când vin din România. Aș vrea să mai facem încă două comparații și apoi să intrăm într-o temă care cred că este de mare interes pentru oamenii din biserică, nu neapărat pentru scolastici. Care a fost relația, să zic, care a fost diferența sau cum putem să comparăm două ediții, adică o ediție care era destul de populară și anume ediția Gala Galaktion în comparație cu Cornilescu? Eu aș spune că versiunea Cornilescu a fost mai populară decât Gala Galaktion, pentru că traducătorul Bibliei Gala Galaktion, de fapt traducătorii, se plâng în prefață. Galaktion a fost ajutat și de Vasile Radu, care era și el preot, era bun cunoscător al limbii ebraice și a limbilor semite în general. Ei se plâng de faptul că versiunea Cornilescu e prezentă, cum am spune noi astăzi, pe toate drumurile și că e răspândită cu mare zel de către societatea biblică și că împotriva acestui potop de tipărituri, Biserica Ortodoxă n-a putut să opună decât niște tiraje modeste.
Versiunea Galactionă apare în 1938, deci relativ târziu în comparație cu versiunea Cornelescu, care apare în 21 toată Biblia și apoi în 24 ediția ușor revizuită la Noul Testament. Gala Galaction este un literat, este un om care scrie și literatură, este un intelectual strălucit, este profesor de teologie, dar aici este de fapt și problema lui, pentru că fiind literat, caută uneori formule care sunt prea artificiale, îmi pare rău că n-am ales câteva exemple ca să ilustrez, sunt cuvinte pe care prea prețioase, sunt prețiozități stilistice, care arată dorința literatului de a ieși în evidență. Ori Cornelescu nu are această ambiție de literat. El vrea să realizeze o traducere pentru omul de rând și asta, de fapt, face succesul lui. Și de aici, de fapt, așa se explică marele lui succes și tirajele mari care se publicau încă din perioada interbelică, adică erau 5.000 de exemplare inițial prin anii 20 și apoi tirajele cresc până la câteva 10.000 de exemplare. Vorbesc aici și de Noul Testament și de Biblia întreagă. E publicată pentru prima dată Biblia în format de buzunar. Sunt niște ediții extraordinare pe care le-am văzut în Arhiva Societății Biblice. Sunt excepționale la nivelul realizării tehnice, pentru că erau realizate în Germania și sunt incredibile. Mi-a fost greu să cred că era posibil să realizez ediții atât de mici ale Noului Testament și atât de portabile. Niciodată n-a avut Galaction o ediție de buzunar. Ediția lui este destul de voluminoasă. Nu mai vorbesc de, să zicem, Biblia regelui Carol din 1914, care este masivă, e destul de grea. Nu se putea purta respectiva ediție, era doar o Biblie de citit acasă. Prin urmare, succesul versiunii Cornelescu a venit și datorită, să zicem așa, mediului folosit, adică tiparului cu diferite formate și versiunile clasice nu se complicau atât de mult și nici calitatea nu era strălucită. A fost vreo perioadă de timp în care Biblia Cornelescu a fost acceptată și în bisericile ortodoxe sau a fost respinsă chiar de la început? Ea a fost primită cu căldură de unele recenzii. În unele recenzii a fost notată ca o traducere nouă care merită citită. Există articole în diverse publicații bisericești. Există și o notă de prudență în aceste recenzii, pentru că se spune, bun, vom vedea cât de bună va fi, cât de receptată va fi. I s-au reproșat anumite chestiuni care țin de teologie, de pildă folosirea termenului neprihănire sau starea omului după voia lui Dumnezeu, dar pe ansamblu aș spune că a avut o bună receptare, mai ales în cercul de la Cuibul cu Barză, unde era și preotul Teodor Popescu, care făcea multe activități de evangelizare cu oamenii din parohia lui. Vorbim deci de perioada 1920, 21, 22, 23, până când a izbucnit așa numitul scandal de la Cuibul cu Barză, care s-a încheiat cu caterisirea lui Teodor Popescu. Dar în acei ani, enoriașii de la Cuibul cu Barză erau atașați de versiunea Cornelescu și mulți ortodoxi o foloseau. În perioada comunistă, la Oastea Domnului era folosită destul de des versiunea Cornelescu și, de asemenea, în alte confesiuni care nu puteau să-și tipărească Biblia în alte condiții și foloseau Biblia Cornelescu. Toți evanghelici au adoptat-o în final, toate grupările creștine și catolicii, de asemenea greco-catolicii și ortodoxi, pentru că altă Biblie nu era sau se găsea foarte greu. Deci aș spune că era o versiune ecumenică din acest punct de vedere. Dar la un moment dat a existat și o decizie a sinodului Bisericii Ortodoxe, cred că prin 33, pot face rost de data exactă dacă cineva e interesat. De altfel am scris asta chiar într-un articol despre traducerea Bibliei în limba română. Ea a fost condamnată și s-a interzis folosirea ei de către preoți, ceea ce înseamnă că era folosit până atunci și de altfel ea continua să fie folosită și după aceea și știm asta din multe mărturii ale oamenilor care au trăit în perioada comunistă. Da, da. Aș vrea să îți mai cer părerea despre o Biblie, o traducere care a apărut după Revoluție, dacă bine rețin, în 2007-2008, când a apărut Biblia Thomson.
Biblia Thomson cred că este din acea perioadă, dar Biblia Thomson are doar o revizuire ortografică, deci nu cred că te referi la o altă versiune. Poate că la Biblia literală, traducerea literală nouă din 2001, poate la versiunea respectivă, sau la Biblia Societății Trinitariene. Biblia Thomson, proiectul pe care care a fost coordonat la Universitatea Emanuel în Oradea. Da, dar respectiva versiune este doar o actualizare ortografică. Mai sunt pe aici, pe acolo și anumite, să zicem, înlocuiri ale unor termeni, dar ea păstrează și s-a dorit, de fapt, doar o revizuire de ortografie, nu o revizuire în vocabular, în fondul lexical. Și profit de ocazie ca să spun că acum se lucrează la o ediție corectată a versiunii acesteia, Bibliei Thomson, pentru că uneori s-au strecurat niște greșeli și pot da un exemplu. De pildă, în Ezechiel, în viziunea despre Valea Oaselor, se spune că oasele acelea s-au adunat la oaltă și apoi le-a crescut vine. Revizorii Bibliei Thomson au crezut că e vorba de vene, ori acolo e vorba nu de vene, de vase de sânge, e vorba de tendoane, pentru că termenul vine în limba română are două sensuri. Poți să spui, mi s-a făcut frică de mi-a înghețat sângele în vine și asta, prin asta te referi la vasele sanguine, sau poți să folosești termenul vână cu sensul de tendon, pentru că avem în limba română acea expresie vână de bou, este un tendon gros cu care erau bătuți pe la 1800 și ceva servitorii obraznici sau robii erau pedepsiți sau criminalii care primeau pedeapsă în felul ăsta. Deci, din necunoașterea acestui termen și acelor două sensuri, s-a ajuns la o corectură care, de fapt, nu e corectă și care ar trebui recorectată și îndreptată. Deci, uneori și aceste revizuiri care, din păcate, s-au făcut prea des și prea mult, aceste corecturi ortografice, uneori n-au corectat, de fapt, au introdus alte probleme și asta din motivul următor. Nu s-a realizat o echipă suficient de largă în care să fie reprezentați filologi, în care să fie reprezentați exegeți, specialiști pe Vechi, pe Noul Testament, pastori din diferite confesiuni. E mai greu să lucreze așa, e un consum de timp enorm, dar lucrurile așa trebuie făcute, pentru că, după cum știi foarte bine, și NIV-ul și SV-ul au avut în componență comitetele care au realizat aceste versiuni, au lucrat 70, 80 sau 100 și ceva de oameni. Ori calitatea se simte atunci când ai competențe numeroase și lecturi multiple ale unui text care să asigure că nu se strecoară astfel de greșeli. Așa este. Aș vrea să trecem la un alt capitol al discuției noastre și anume, am văzut că avem câteva opțiuni deja pentru ce ediție, ce traducere de Biblie, chiar și în limba română, putem să alegem. Lucrurile se complică, desigur, atunci când ne referim și la traduceri de limbă engleză și, dintr-un anumit punct de vedere, asta este și dificultatea slujirii în diaspora, în special în Nord America, unde avem mult mai multe traduceri decât avem în limba română. Sigur, nu o să intrăm în detalii pe care le-am discutat despre traducerile în limba română, însă aș vrea să mergem la o altă discuție și anume, atunci când vreau să-mi cumpăr, da, trebuie să aleg o versiune, o traducere, fie în limba română, fie în limba engleză sau în altă limbă, se pune problema, așa cum este titlul tezei tale de doctorat, problema fidelității. Da? Adică am vrea ca acea traducere să fie cât mai aproape de original. Pentru aceasta, deci, ai nevoie de o comparație, avem nevoie de un sistem de referință. Ori sistemul de referință este explicat prin ceea ce la bibliologie am studiat, am învățat, ca fiind ineranța scripturii. Nu? Am putea să descriem pentru ascultătorii noștri acest concept
Da, conform definiției clasice, să spunem dintr-un document precum Chicago Statement of Faith, ineranța se referă la faptul că scriptura este fără greșeală în manuscrisele originare. Deci nu putem spune că o traducere este inerantă, pentru că ineranța se referă la textul originar. Acum, sigur, noi nu mai avem acest text originar, avem copii, dar considerăm și vedem că sunt manuscrisele fidele, sunt suficient de fidele și ce putem spune despre o versiune, o traducere, este că dacă ea este fidelă și este realizată cu acuratețe, atunci ea este cuvântul lui Dumnezeu inspirat pentru noi. Acum se pune într-adevăr problema cât de fidelă vrem să fie sau cât de exactă vrem să fie și aici i-aș întreba pe cei care sunt în căutarea unei versiuni dacă doresc o versiune care să le dea mai degrabă înțelesul dintr-un verset sau mai degrabă structura originalului. Și putem lua un exemplu foarte la îndemână din 2 Corinteni, unde Pavel vorbește despre faptul că ni s-a dat arvuna Duhului, spune Cornilescu, și putem lua chiar două versiuni. Versetul este în 2 Corinteni 1 cu 22, pentru cei care vor să ne urmărească. Îl am și în limba română. Textul spune despre faptul că Dumnezeu ne-a pecetluit, se folosește verbul sfragizo, care înseamnă a pune pecetea sau a pecetlui, și ne-a dat arvuna Duhului. O traducere literală din greacă spune chiar așa, arvuna Duhului. Dar dacă vreau să traduc acest verset mai pe înțeles, s-ar putea să spun mai bine ne-a dat Duhul ca arvună, pentru că arvuna Duhului, acest genitiv, este ușor ambigu. Îți dă impresia că e Duhul Sfânt care are o arvună și acea arvună ne este dată nouă. Ori genitivul acesta pe care Pavel îl folosește este un genitiv care se cheamă genitiv de identitate. Adică, dacă spun în limba română că mă duc în târgul ieșilor, mă duc în târgul care este, de fapt, Iași. Sau mă duc în cetatea Sucevei. De fapt, mă duc în cetatea care este Suceava în sine, este o cetate. Deci, arvuna Duhului, mulți cititori, când citesc, au impresia că Duhul are ceva în plus. Ori aici, de fapt, Duhul și arvuna sunt același lucru. Și acum l-aș întreba pe cititorul care vrea ceva care să fie foarte fidel. Vrei ceva care să fie fidel și să urmeze structura din greacă, adică un genitiv, sau vrei ceva fidel care să-ți dea înțelesul fără să mai fii pus în situația de a interpreta ceea ce a arvuna Duhului. În engleză, NIV și ESV, cele două versiuni care sunt mai populare, procedează un pic diferit. De pildă, ESV-ul, care este considerată mai literală și care se revendică drept mai literală, spune "And who has also put his seal on us?" Deci a pus sigiliu. Verbul sfragizo, a pecetlui, este tradus prin două cuvinte. În NIV avem o explicație suplimentară. "Set his seal of ownership on us." Nu e doar ideea de sigiliu, pentru că te întrebi ce semnifică acel sigiliu, că și-a pus sigiliu. Este explicată ideea de sigilare prin ownership. Pentru că, dacă citești cum circulau mărfurile în antichitate, știi că se puneau niște peceți pe amfore, pe mărfurile care erau livrate, iar acea pecete indica faptul că respectivul, autorul pecete, este proprietarul. Deci nu e doar o pecete pur și simplu, să zicem ca în Apocalipsa, unde sunt niște peceți care semnifică închiderea, semnifică faptul că mesajul este secret. Aici pecetea la care face referire Pavel este una de proprietate. Nu s-a schimbat sensul. E mai clar cu acest surplus lexical, e mai clar cu această idee de ownership textul. Dar unii cititori poate preferă ESV-ul, pentru că ei zic eu nu vreau să mai fie nimic în plus față de ceea ce scrie în greacă. Și putem lua și celălalt exemplu din același verset. În NIV, de pildă, se vorbește despre un deposit guaranteeing what is to come.
Adică Duhul este, de fapt, acea arvună. În greacă avem un singur cuvânt. Arabon este doar garanția financiară, este arvuna sau suma inițială, avansul, cum am spune în română, avansul de bani pe care o persoană interesată să opereze o tranzacție o dă celui cu care face tranzacția. Dacă vrei o traducere foarte literală, găsești în limba engleză sau în altă limbă un singur cuvânt care să traducă termenul respectiv. Însă pentru că deposit poate să însemne multe lucruri în limba engleză, poate să însemne pur și simplu o sumă de bani depusă la bancă și aici nu e n-ar fi vorba de o tranzacție, traducătorii s-au gândit să explice la ce folosește acest deposit și atunci au introdus și acea expresie guaranteeing what is to come. Anume, termenul arabon este acel avans, acea arvună care sugerează că tranzacția se va împlini după o anumită perioadă. Sau cum, deci, cum mai folosesc astăzi ideea de down payment, da? Am pus un down payment, urmând ca și aceasta este o siguranță că tranzacția va fi dusă până la capăt. Da, de fapt, cred că pentru cititorii moderni, cititorii de astăzi, arabon ar putea fi tradus cel mai bine cu down payment, pentru că asta indică faptul că e, de fapt, începutul unei tranzacții. Acum, sigur, Pavel vorbește în termeni metaforici. Nu trebuie să considerăm că Duhul Sfânt este efectiv așa ca un fel de sumă de bani pe care o primim sau că Pavel are în vedere o teologie a prosperității care... pe care o aduce Duhul în termeni financiari. Ce vrea să spună Pavel este că lucrarea pe care a început-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt în noi, prin faptul că ne-a dat Duhul, va ajunge la îndeplinire, după cum un om care intenționează să încheie o tranzacție dă acea sumă de bani, tocmai ca semn al seriozității pe care o aplică. Da. Am făcut un research și am aflat că în ultimii ani, de exemplu, cea mai populară, cea mai citită, cea mai vândută versiune în Statele Unite este ESV. Și știu că este o traducere foarte serioasă la care a lucrat un colectiv foarte larg. Au fost peste 100 de traducători care au lucrat la această versiune. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că în concluzia discuției noastre, desigur mai târziu, aș vrea să ne permitem sau să ne asumăm chiar să facem câteva recomandări pentru câteva versiuni, desigur, în mod special limba română, dar o să ne permitem chiar legat de limba engleză, chiar dacă nu suntem cei mai specialiști pe acest domeniu și anume a traducerilor în limba engleză. Deci, revenind la discuția noastră, problema ineranței are de-a face, în primul și adică are de-a face cu faptul că Biblia este infailibilă în original, deci în textul original. Ai putea să ne spui câteva lucruri despre cele mai apropiate de original documente pe care le avem, astfel încât să le considerăm că avem o marjă de eroare minimă în raport cu originalul? Da, aș prefera să vorbesc mai degrabă de Noul Testament, pentru care am informații mai detaliate. Noul Testament s-a păstrat în vreo 5700 de manuscrise, care sunt unele fragmentare, în sensul că sunt bucăți de papirusuri pe care sunt scrise fragmente din Evanghelii, alte manuscrise sunt, conțin, să zicem, o Evanghelie, Evanghelia după Ioan, după Matei. Există manuscrise importante în secolul IV care conțin toată Biblia și acestea sunt codexurile sau codicii și probabil toată lumea a auzit de Codex Sinaiticus și de Codex Vaticanus. Acestea sunt niște Biblii, să le zicem așa, de lux, pentru că sunt realizate pe materiale speciale, pe
piele de vițel de obicei sau piele de pielea unui animal tânăr era folosită în realizarea lor și există apoi sute sau mii de manuscrise mai târzii în secolele 6, 7, 8 și până mergând până în secolul 15, care sunt scrise cu un anumit tip de scritură, sunt așa numitele minuscule. Noi avem frumusețea acestui demers de reconstituire a textului originar, este că avem manuscrise din diferite epoci, din diferite perioade și avem și traduceri ale acestor manuscrise în limbi foarte vechi, precum siriaca, latina sau copta, care se vorbea în Egipt, sau, știu, în gotă, mai aproape de noi, de teritoriul românesc. Mai avem de asemenea citate din Noul Testament în scrierile părinților bisericii. Sunt zeci de mii de citate care fac posibilă, dacă n-am mai avea manuscrisele Noului Testament, fac posibilă reconstituirea textului biblic numai din citatele care s-au păstrat. Și putem, prin compararea acestor versiuni, acestor numeroase manuscrise, să decidem care este lecțiunea cea mai veche a textului biblic și în felul acesta să ajungem la ceea ce se numește o ediție critică, ediție critică precum cea pe care am pomenit-o, adică Nestle Aland, după numele unor specialiști, Eberhard Nestle și Kurt Alan și Barbara Alan, soția lui, care au lucrat la această ediție. Și mai avem în aparatul critic al acestei ediții, probabil că nu se vede partea asta de jos a ediției critice, conține diferite lecțiuni alternative. Și aceste lecțiuni alternative sunt, de fapt, variații în manuscris, pentru că uneori poți să ai în loc de Zara, numele din genealogia lui Isus, poți să ai zare sau o vocală schimbată, poți să ai o conjuncție, sunt diferențe care sunt mici. Acum există și cercetători care spun că numărul acestor diferențe este foarte mare și că asta ar periclita cumva reconstituirea sau procesul de reconstituire a mesajului. Experiența mea ca cititor al textului în greacă m-a învățat că poți să spui un lucru în grecește, mutând ordinea cuvintelor, de pildă. Adică dacă am o propoziție din 6 cuvinte, eu pot să scriu 6 propoziții diferite care păstrează ordinea și care păstrează mesajul. De aceea, nu știu dacă trebuie să ne concentrăm atât de mult pe ideea că, știu, sunt anumite variații între manuscrise, pentru că astea sunt de așteptat atunci când textul este scris de mână. Eu am copiat texte de mână și știu că este oarecum greu să-ți concentrezi mintea ore în șir și să copiezi un text fără, să zicem, să omiți un cuvânt sau îți fuge ochiul de la un cuvânt la altul și poți să sari un paragraf sau un cuvânt. Chiar pot da un exemplu din activitatea mea de traducere. Lucram la un moment dat, ca să înțelegeți cum funcționează, de fapt, transmiterea textului, lucram la traducerea unei cărți de C.S. Lewis și numele lui Bertrand Russell apărea de 2 ori pe o pagină. Și am făcut la un moment dat o eroare. În ce sens? În sensul că am văzut numele lui Bertrand Russell în susul paginii, cred că m-am oprit și am reluat procesul de traducere și nici acum nu pot să-mi explic cum am făcut, că am continuat traducerea de la a doua ocurență, adică de la numele care se repeta. Și, bineînțeles, am descoperit eroarea când mi-am verificat textul și mi-am dat seama că mintea umană, atunci când scrie, când lucrează cu un text, poate să omită ceva. Dar partea frumoasă este că, având mai multe manuscrise și văzând diferențele dintre ele, ajungem să ne dăm seama, să zicem, cum s-a transmis acest text. Și că, în ultimă instanță, ceea ce contează este mesajul pe care ne-l prezintă, nu atât de mult ordinea unor cuvinte, care poate să varieze, pentru că un script, să zicem, a vrut să pună nu Iisus a spus, ci a spus Iisus. I s-a părut că sună mai bine ordinea inversată. Sau că, să zicem, uneori se spune el a mers și e vorba de Iisus în context, iar un scrib pune Iisus, adică pune cuvântul Iisus, în loc de pronumele autos, el, pentru că vrea să fie mai clar cine face acțiunea. Astea sunt diferențe între manuscrise, dar ele nu adaugă de fapt nimic și nu sunt de natură teologică. Sigur, există și câte un pasaj cum este acea coma ioanină, ce trei mărturisesc în cer,
pasajul acela din 1 Ioan 4 și despre acela știm că el nu există în niciun text grec. Deci el ar trebui să fie cu o notă de subsol, marcat undeva, pentru că într-adevăr nu există. Mai sunt câteva, mai e un text la finalul lui Marcu, care nu apare în cele mai vechi manuscrise și care e marcat între paranteze. Cornilescu l-a pus între paranteze ca să indice faptul că acel text este dintr-o perioadă un pic mai târzie. Sau la rugăciunea Tatăl nostru, căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor, amin, formula asta pe care o numim doxologică apare în diferite forme, adică a ta este puterea și slava în vecii, amin, sau ce știu, în diferite forme. Doxologia aceea nu a fost în manuscrisul cel mai timpuriu, dar e normal că dacă spui rugăciunea în biserică, în viața comunității, nu o să închei cu și ne izbăvește de cel rău, amin. Nu vrei să închei, să zicem așa, dându-i celui rău ultima apariție pe scenă, nu? Și a fost foarte necesară și foarte nimerită, de altfel. În versiunile englezești nu apare doxologia. Foarte rău că nu apare, pentru că ea este, rugăciunea până la urmă nu este doar un text scris într-un manuscris. Rugăciunea este practic parte din viața liturgică. De-aia eu n-am nicio problemă cu păstrarea acelei doxologii într-un text, să zicem, tipărit, chiar dacă sunt conștient că în momentul în care Iisus a rostit rugăciunea și a învățat pe ucenici să se roage, rugăciunea aceea nu avea doxologia, pentru că Iisus nu era într-un context de biserică, dar în cazul ăsta, să zicem, uzul liturgic determină inserția acelei doxologii, mai întâi probabil pe marginea manuscrisului și apoi în manuscris. Și e foarte bine așa, pentru că noi astăzi citim Scriptura în biserică. E firesc să avem o doxologie și să nu rămânem cu diavolul, ultimul cuvânt în rugăciune, sau cel rău, ultimul cuvânt în rugăciune. Dar, și aici o să închei observația asta, există foarte mulți cititori ai Scripturii care sunt obsedați cumva de acest original, cumva e vrea să taie orice astfel de text despre care spune apare în manuscrise mai târzii. Nu trebuie tăiat, poate să rămână acolo și nu înțeleg această obsesie a unor cititori, chiar din mediul Evangheliei, pentru a ajunge cumva la o formă cea mai timpurie a textului și de a scoate astfel de versete. Noi, în general, le marcăm în EDCR cu o paranteză pătrată și avem în introducere o explicație de ce procedăm în felul acesta. Aș vrea să-ți pun o întrebare tot legată de ineranța Scripturii. În bisericile istorice, și acum ne referim la ortodoxie, de exemplu, pentru că este mai aproape de noi, Biblia este considerată ca o verigă în linia tradiției bisericii, continuată apoi cu scrierile părinților, de aceea, vezi, ei sunt, fac o paranteză, sunt mai protejați hermeneutic decât noi, pentru că nu își permit interpretări subiective, ci întotdeauna ei vor face referire la interpretările altora și păstrează oarecum o unitate cu istoria în hermeneutica lor. Ăsta e un aspect bun. Dar faptul că ei așează Biblia, așează Scriptura în linia unei tradiții, prin aceasta scad din forța, să zic, infailibilității Scripturii sau se folosesc de infailibilitatea Scripturii să ridice valoarea sau nivelul de credibilitate a scrierilor în linia tradiției ulterioare. Aici spune că Scriptura e văzută un pic diferit și cu alte concepte decât cele pe care le folosim noi în perioada modernă, post-iluministă. Limbajul acesta privitor la ineranță, la infailibilitate, nu este limbajul, să zicem, părinților din epocile anterioare. Pentru un autor ca Iustin Martirul, de pildă, Scriptura este inspirată, este rezultatul acțiunii Duhului și ea este adevărată pentru că vorbește, se adresează omului cu aceste mărturii și produce o anumită schimbare. La Origen, de pildă, despre principii, Scriptura e prezentată ca fiind adevărată pentru că are vechime, Dumnezeu a vorbit în vechime prin profeți, pentru că aceste profeții
s-au împlinit, pentru că mesajul pe care îl proclamă Scriptura produce transformări în inimile oamenilor. Prin urmare, aș spune că argumentele sunt mai diverse și un pic în altă sferă decât cea în care mergem noi de obicei atunci când discutăm despre inspirație, ineranță, infailibilitate. Un autor ca Iustin Martirul, când discută despre puterea Scripturii, invocă, de pildă, capacitatea ei de a-i transforma pe oameni în urma mesajului pe care aceștia îl citesc sau îl aud în biserică. Și el spune, de pildă, că oameni care înainte erau foarte imorali, care duceau o viață de sfrâu, acum au fost temperați de Scriptură și există un argument al autorității sau al, să zicem, inspirației Scripturii care vine din forța ei de a-i transforma pe oameni. E un pic diferită. Există, bineînțeles, și discuții despre nivelurile de sens. Scriptura, după cum știi foarte bine, în înțelegerea patristică are și un nivel alegoric, adică are o semnificație care trece dincolo de literă și cred că această dimensiune alegorică a fost folosită foarte mult pentru a apăra Scriptura de atacurile celor care spuneau, păi sunt în Vechiul Testament atâtea pasaje violente, e atâta sânge care se varsă, sunt războaie, sunt, știu, lucruri de felul acesta, dure, și părinții, unii dintre ei, au spus lucrurile acestea trebuie luate într-un sens alegoric, adică războiul acesta, să zicem, pe care îl vedem din punct de vedere politic, ar trebui înțeles ca un război de purificare, de patim, este războiul, se semnifică altceva. Deci, cred că lucrurile trebuie puțin așezate într-o paradigmă, să zicem, în care să se recunoască și cei despre care vorbim, pentru că altminteri, cred că putem aplica anumite concepte din epoca noastră pe o altă epocă unde lucrurile se discută altfel și unde sunt altfel de anxietăți sau neliniști în legătură cu, să zicem, Scriptura sau efectele ei. Dar și părinții apostolii și părinții bisericești recunosc Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, tocmai de aceea îi dau rolul acesta transformator al vieții sau miraculos.